Bună, Claudia! Bună, Tamara! Bună ziua tuturor! Claudia, îți mulțumesc că ne întâlnim și astăzi pentru a realiza împreună o nouă sesiune investigativă. Cu drag! Suntem la ciclul investigativ 203, protocolul 1. Protocolul, după cum bine știi, protocolul 2, îmi cer scuze, de data asta suntem, dar ca și protocolul 1, protocolul 2 este format din două părți. Prima parte este dedicată întrebărilor fixe, unde nu se intervine, iar a doua parte este dedicată părții explorative, unde vom investiga informațiile date de Claudia în prima parte. După cum bine știți, suportul Telepat nu cunoaște subiectul sesiunii de astăzi, iar eu sunt Tamara Pătrunjel și sunt hipnooperator extern al metodei Grifasi și studentă al Academiei Calogero Grifasi. Claudia, te rog să te pregătești pentru a fi indusă în mediul hipnotic. Facem împreună 3 respirații. Iar eu voi începe să număr descrescător de la 5 la 1. Și în timp ce eu număr, tu te relaxezi treptat. 5. 4. Concentrează-ți toată atenția ta pe respirație. Și observă cum aerul intră și iese din plămânii tăi. Patru. Cu fiecare respirație ta, observă cum mintea ta se golește tot mai mult. Și mai mult. Rămânând liberă și tăcută. Iar tu te relaxezi tot mai mult. Trei. Ești profund relaxată și simte cum această stare de relaxare te liniștește și tu te simți în siguranță. Doi. În această stare profundă de relaxare, tu te simți minunat, în siguranță și liniștită. Respiră profund. Număr de la 1 la 3, iar la 3 vei asculta temperatura globală a planetei Pământ în comparație cu cea de acum 100 de ani și îmi spui ce percepi sau vizualizezi. La 3. 1, 2, 3. Percep ca un strat de
Parcă îmi vine să-i spun de căldură, dar vizuală, ca și cum văd căldura asta. E în atmosfera Pământului, în jurul Pământului fizic și o am în față cu o culoare, știi, cum ar fi soarele ușor spre asfințit. Asta este ceea ce mi-apare acum ca prima percepție. Nu am sentimentul că e ceva foarte cald. E ca și cum ar fi o căldură plăcută. Exact ca atunci când e soarele la asfințit, dar nu e o legătură cu soarele, ci doar percepția asta de căldură plăcută. Știi, ca atunci când e mai relaxantă, mai e miezul zilei. Asta percep eu în jurul Pământului, ca un strat. Mm-hmm. Foarte amplu, foarte dezvoltat cumva, extins, adică, dar în felul ăsta o simt, cum ți-am spus. Bun. Ascultă informațiile divulgate despre încălzirea climatică din ultimii ani și spune-mi ce informații captezi doar cu privire la planul fizic. Am percepția unor ca niște imbolduri. Imbolduri, deci mă refer ca informații. Le văd parcă ar fi vârfuri de lance, știi, care pleacă spre public, spre media. Și au aspectul ăla de știre panicardă, vine să zic. Așa le văd, parcă ar fi niște săgeți care trebuie să înțepe undeva, să atingă ceva. Ăsta e scopul lor. Cea mai mare parte a informațiilor, eu așa o văd, așa o simt. Mm-hmm. Parcă e bazată pe parțial pe o realitate, că parcă ceva există, asta percep, parcă ar fi parțial adevărat ceea ce se spune, dar scopul lor ăsta este, asta percep, le văd mereu ca niște gloanțe de alea cu benzină, știi, ca să ia foc, să creeze un efect cumva în populație, în public, în recipienții acestor știri. Mm-hmm. Bun. Acum ascultă informațiile divulgate în ultimii ani despre încălzirea globală, observând din punct de vedere metafizic. Ce captezi? Aici percep energie amestecate, vine să zic. Amestecate, dar în același timp o parte bună dintre ele o văd ca fiind manipulată. Ca și cum s-ar încerca un fel de stabilizare a anumitor frecvențe de energie. Nu e lăsat în mod natural, știi, ceea ce vedeam, ce percepeam inițial. Și se încearcă foarte mult stabilizarea pe anumite frecvențe. Parcă cumva să se adâncească, parcă să se potențeze, să se mărească ceea ce vedeam mai devreme prin acele știri, în metafizic se încearcă ancorarea acelor energii, știi, pe care le vedeam, plecând de la știrile, să zic, și informațiile fizice. Mm-hmm. Bun. Caută și descrie factorii sau elementele pe care le vezi în legătură cu condițiile climatice ale planetei Pământ din ultimii 20 de ani. Mi-au apărut două fenomene fața ochilor. Unul, am văzut ghețari topindu-se, iar altul am văzut în același timp, deși cumva contradictorii. Pe de-o parte aceasta, ce ți-am zis, și ca și cum s-ar mări cantitatea de apă datorită acestui fapt al topirii ghețarilor, însă pe de altă parte văd spații
destul de extinse de uscat, unde se pare că a fost cândva apă. Ca și cum ar fi un fenomen contradictoriu, aparent. Dar asta percep. Condițiile climatice, nu? Ai întrebat. Da. Caută și descrie factorii sau elementele pe care le vezi în legătură cu condițiile climatice ale planetei Pământ din ultimii 20 de ani. Da, acum când ai repetat, mi-a mai apărut un fel de abur, pot să-i spun, deasupra la fel anumitor spații, parcă ar avea legătură cu circuitul apei, știi, să zic. Și senzația pe care mi-o dă stratul ăsta de apuri pe care le văd e ceva de normalizare a celorlalte condiții pe care le vedeam anterior, știi, topirea ghețarilor și deșertificare, cumva. Mm-hmm. E ca și cum ar fi, asta îmi parvine acum, vom mai vedea, parcă ar fi un fel de tranziție, de etape de tranziție, acestea două, primele două, pe când acel abur și mai vine în o altă percepție cu apele subterane, cu rezervele subterane, parcă astea două condiții ar avea de-a face cu echilibrarea primelor două. Mm-hmm. Vom vedea ce mai apare, deocamdată asta îmi vine acum. Bun. Acum mergi chiar mai adânc decât ai perceput anterior și observă doar în raport cu planul metafizic la 3. 1, 2, 3. Da, mai apar iarăși acea mixtură de energii pe care o vedeam inițial atunci când mă refeream la știri ca și cum ar fi fost manipulată. Aici, în schimb, o văd din punct de vedere natural, cumva al planetei Pământ, care nu are de-a face cu oamenii, efectiv factorii, cum ai spus tu, climatici, ai Pământului. Mie așa îmi parvine, parcă ar fi cele două ce-ți spuneam, o energie din care parcă lipsește apa, o energie uscată, nu știu cum să-i zic, o frecvență, dacă ar fi să o pun pe o anumită scală, o văd mai joasă, pe o scală, să zicem, de la minus la plus, o văd într-o zonă mai joasă, în schimb, ceea ce vedeam din atmosferă, acel abur și apele subterane, aici le percep ca ceva viu, ca ceva dătător de viață. Deci, cumva, ca și factori climatici din punct de vedere văd din nou sună cumva ca o dualitate, parcă ar fi jumătate, știi, dar cumva percep ca un soi de mers al lucrurilor spre altceva. E doar acum, parcă în prezent, în ultima perioadă și încă va fi, parcă și mai accentuată contradicția asta între acele condiții, dar eu simt că e cu un rol de tranziție doar, spre o altă normalitate, ceva de modul ăsta îmi parvine. Spre o normalitate pe care o vom vedea probabil cândva în viitor. Cum percepi că va fi clima Pământului peste 50 de ani? Întâi mi-apărea o soare puternic. Apoi mi-apăreau fenomene de-astea tranzitorii puternice, gen furtuni, gen schimbări. Și în același timp climă blândă. Dar îmi mai vine percepția că toate astea se petrec în zone diferite, unele și în aceleași zone. Dar per total, parcă așa ca idee generală, îmi parvine o precipitare, o accelerare, un amestec și mai aparent haotic, să zic, a fenomenelor astea contradictorii față de ceea ce vedem acum. Dar în toate, în ansamblu, totuși eu percep o ordine
latentă care abia va începe parcă din momentul ăla. Cam din perioada ce asta îmi parvine mie, asta îmi vine să zic, parcă va începe să se restabilească cumva un echilibru. Noua normalitate, să-i spun, aia pe care o văzusem și mai devreme. Bun. Adică nu văd ceva unitar. Și acum, când mi-apar imagini foarte plăcute, frumoase, din punct de vedere climatic, știi, cumva cu climă blândă, temperată, dar iarăși îmi vine gândul ăsta, ideea că unde vedeam acum, de exemplu, climă temperată, va fi într-un loc unde, în momentul de față, de exemplu, în zilele noastre, este o climă diferită față de ceea ce vedeam eu. Deci schimbări climatice cumva pe zone. Mm-hmm. Da, asta deocamdată, mai vedem. Bun. Raportul UNDRR, Oficiul Națiunilor Unite pentru Reducerea Riscului de Dezastre, publicat în 2020, susține că evenimentele meteorologice extreme au ajuns să domine peisajul dezastrelor în secolul 21. Ce captez despre dezastrele climatice din ultimii 20 de ani? În primul rând, nu le captez ca fiind atât de catastrofale, să zic, așa cum au fost percepute sau înscrise, formulate în acel raport. Văd aceste fenomene, aveam parcă imagini suprapuse, știi, trecea de la unul la alta cu manifestări climatice, contradictorii, să spun. Vine să zic acum, văd cumva și mâna omului în asta, ca și cum ar exista și manipulări, clar, tocmai pentru a se potrivi cumva structurii acelui raport, să zic, intențiilor acelui raport, însă natural vorbind, din punct de vedere natural, nu sunt atât de puternice cum încearcă să pară, să fie prezentate publicului larg. Fac parte parcă din condițiile astea naturale de care îți spuneam. E, într-adevăr, sunt niște anumite schimbări, mutații în climă, dar e ca și cum ar servi doar ca un punct de plecare pentru cei care doresc să mărească efectele astea și crearea tot felul de gânduri, temeri, haos în populație. Bun. Mai percep și altceva aici? Nu, mi-apar imagini cu climă, cu vreme, să-i spun, știi, cu tot felul de fenomene, începând de la uragane, ploi torențiale, inundații, secetă în același timp, în diverse locuri. Și toate parcă se conformează, știi, idei pe care deja ți-am zis-o, știi, ca și cum ar exista ceva în realitate, dar nu e atât de... dacă ar fi lăsate de la sine, să zic, și nu potențate. Mm-hmm. Bun, am terminat cu partea fixă, acum începem cu partea explorativă. La primul punct mi-ai spus că simți un strat de căldură vizuală în atmosfera Pământului, cu o culoarea soarelui spre asfințit și este o căldură plăcută. Aici te-ai referit la temperatura globală de acum 100 de ani? Nu, eu mă referam la ceea ce simt acum. Acum. Bun. Dar acum să mergem la trei al meu, acum 100 de ani și la fel vei asculta temperatura globală de atunci, a Pământului. 1, 2, 3. Și îmi spui ce percepi sau vizualizezi. Ce
Ce spun acum, parcă nu-mi vine nicio logică, dar asta îmi vine. Ca și cum temperatura era mai lentă. Știi, ca și cum mi s-au amestecat două concepte, de viteză și de temperatură. Parcă văd în fața mea din nou o culoare, dar parcă s-ar mișca foarte încet, foarte lent. Nu e ca ceea ce vedeam când mă raportam la zilele noastre. Când era mult mai puternică, mai luminoasă, când mă gândesc la imaginea, știi, din zilele noastre, plăcută în același timp, dar mai luminoasă. Când mă duc acum 100 de ani, și culoarea e puțin diferită. Parcă e tot același gen, dar are o anumită paliditate, să zic. Are și un amestec de ușor gri, ceață, mai bine zis. De asta, sentimentul și percepția este că temperatura era ceva mai scăzută. Acum 100 de ani. Bun. Observă care este cauza fizică sau ezoterică a acestor diferențe de acum 100 de ani și în prezent. În primul rând îmi apare o legătură cu Pământul. Mi-a apărut planeta, care parcă ar avea ea însă și o viteză de rotație crescută. Parcă ei s-ar întâmpla tot felul de fenomene, văd parcă de mișcări inverse. Deci ea însă își trece prin niște schimbări și este în raport, este într-o legătură directă și firească, cumva naturală, cu însăși fenomenul ăsta de creștere generală a temperaturii globale. Dar văd niște variații foarte mici, să știi. Iarăși mi-a venit, știi? Deci eu le pusem să-i spun telepatic ca și nuanțe, culori, dar acum, mai înainte, mi-a părut o cifră cumva cu virgulă și cu zecimale, știi? Adică să-mi dea de înțeles că e vorba de schimbări mici la temperatură, pentru că ne referim la asta. Dar aceste schimbări, chiar și mici în temperatură, parcă e firesc să fie așa, pentru că, iată, creează deja schimbări cumva care sunt mai vizibile, mai puternice în restul, în climă, în clima vizibilă, să-i spun, pe Pământ. Mai văd parcă și cum energia din jurul Pământului se schimbă, dar împreună cu energia altor planete, cumva cu aceste zone, să zic, a universului locuit și a zonei, a galaxiei noastre, ca și cum ar trece prin niște procese de transformare și toate sunt într-o concordanță unul cu altul. Facem parte din niște schimbări cumva planetare, universale, nu doar planetare, firești naturale. Și de aici iarăși fuge gândul spre, ca și cum unii, să-i spun, ar prinde, ar ști, ar fi conștienți de aceste schimbări. Cumva parcă sunt detectate de foarte mult timp datorită măsurătorilor, instrumentelor astronomice, de către marile instituții, să zic, ale lumii. Și deja de foarte mult timp parcă s-a făcut planuri, să-i spun, planuri, da, pentru a se vedea în ce mod ar putea ajuta planurile lor, toate aceste schimbări naturale. Bun. Mi-ai spus că observi mișcări, mișcări de rotație inverse ale Pământului, da? Bun. Observă la cât timp sau la ce perioadă încep aceste mișcări de rotație inverse a planetei Pământ și de ce? Eu văd ca și cum ar fi niște cercuri, să-i spun. Asta percep eu, de niște cercuri de ceva, de o energie, să-i spun.
care se îmbină cumva într-o parte și în cealaltă a Pământului și se mișcă în jurul Pământului. Nu văd neapărat ca și cum s-ar da o senzație că se mișcă invers Pământul, dar nu el se mișcă, ci aceste chestii în cercuri din jurul lui, ca și cum ar avea o legătură cu schimbarea, cu deturnarea anumitor energii pentru echilibrare, văd cu scopul parcă ar fi de echilibrare, dar toate mișcările astea se produc într-un mod diferit față de cum se întâmpla înainte. E ceva ușor mai rapid și parcă văd că ar ușor mai rapid, dar în același timp cu foarte mari efecte uneori când se întâmplă asta asupra a climei, inclusiv a populației, ca și efecte mă refer. Și acum mi-a venit să spun ce stări de rău, efectiv, de vomă, de slăbiciuni asupra populației când se întâmplă aceste schimbări. Dar le văd cu un scop de echilibrare. Însă, repet, nu Pământul în sine îl văd. Bun. Parcă e o senzație pe care o creează doar, cumva optic, dar nu e Pământul. Mm-hmm. Observă aceste cercuri de energie de care mi-ai spus, atinge-le. Ce simți când le atingi și de unde provin și când apar mai exact aceste cercuri? Îmi vine să zic ceva cu magnetismul, are legătură cu energia asta puternică a Pământului. Asta mi-a venit să spun, cuvântul ăsta. Deci e cumva în directă legătură cu Pământul, nu că apar din afară de undeva, dar parcă acum ar fi mai active puțin datorită acestor schimbări universale, datorită tuturor condițiilor care se întâmplă în univers. Nu e că ar apărea de undeva ca și cum ar fi fost acolo tot timpul, doar că acum creează efecte ceva mai puternice asupra climei și asupra întregii vieți de pe Pământ. Da. Parcă văd defocalizări. Mi-a venit acum și la păsări, la animale, știi, ca și cum ar fi o aparentă pierdere de echilibru. Dar este totul cumva, eu văd o foarte mare congruență și o armonizare în mijlocul acestei aparente dizarmonii, să-i spun. Din punct de vedere natural, dacă ar fi să ne referim doar la procesul natural neinterferat de umani. Bun, hai să facem în felul următor, ca să înțeleg mai bine și eu. La trei al meu, ești în momentul în care aceste cercuri energetice din jurul Pământului își fac apariția și observă și în plan fizic și în plan metafizic cum se formează și care mai exact este scopul lor de formare. Da, 1, 2, 3. Da, mi-a apărut că fac parte din însăși structura Pământului, că sunt acolo de la formarea Pământului, că mi-a venit în același timp expresia asta poli magnetici, pe care am mai auzit-o, dar asta mi-a venit acum și parcă văd parte cumva din liniile astea pe care inițial le vedeam pe exterior, văd și în interior, parcă ar fi de fapt și străbătut în același timp Pământul. Nu doar pe exterior, cu aceste fire, să zic. Dar în același timp am mai avut o percepție, când tu formulai întrebarea, de alipire. Parcă ar fi exact ca un soi de magnet, ca ceea ce știm noi când înseamnă magnetul, care ține materia coagulată, compilată, împreună. Ei, și în momentul de față, să zic, împreună cu ceea ce spuneam că percepeam din exteriorul Pământului, se creează cumva niște mișcări ușor diferite față de ce era pe vremuri. Cu ceva timp înainte, să-i spun, ca și cum într-adevăr s-ar accelera aceste mișcări. În ultimii, să-i spun, zeci de ani, îmi vine să zic. Dar e ceva care în sine este un proces, face parte de natura însăși a Pământului. Da. Bun, acum de aici, de la început, unde ești, cum s-au format și aceste cercuri energetice, să le numesc așa, progresează timpul până în momentul în care vor dispărea și au făcut treaba, cum s-ar spune, și vor dispărea.
Nu le văd ca și dispărând. Nu. Mi-a venit o percepție ca și cum dacă ar dispărea, s-ar disipa pur și simplu foarte mult din materia Pământului. Bun. Nu, tu mi-ai spus că, să spunem, nu-i corect a dispărea total. Mă refer a se opri din munca pe care o fac aceste energii, mai exact, să spun așa. Când, că tu mi-ai spus că acum a început o mișcare, da, inversa Pământului de rotație datorită acestor energii pe care le vezi, da? Și la mine este când își vor termina acestea treaba, să spun, aceste energii de a ajunge într-un moment reglabil, cum s-ar spune, a energiei Pământului și a da, populației oamenilor și a animalelor, da, și vegetației. Acum înțeleg ce spui. Și când întrebai, îmi apăreau mai multe percepții. Ca și cum această mișcare din prezent are legătură și cu centrul de echilibru din creier, din creierul uman al fiecărei persoane, dar și al altor specii, animale, păsări, și văd ca și cum nu în sine procesul ăsta se va opri, ci cumva se adaptează organismele vii la el. Mie asta îmi parvine. Ca și cum e, nu știu, știi cum mi apare, ca și cum centrul ăsta de echilibru pe care îl aveam noi, sau modul în care era structurat și îl aveam în creier, ca și cum își va pierde uzul, rolul, scopul pe care îl aveam, ca și cum s-ar anula și cumva parcă în viitor ne-am ghidat după alt fel de parametri, știi, veniți din exterior, parcă ca și cum va urma în viitor să fim conectați la mai multe condiții din afară după care să ne orientăm și nu după acel, să zic, centru interior minuscul din interiorul creierului nostru. Ca și cum am înglobat mai multe laturi, mai mulți factori, mai multe condiții după care ne vom ghida. Și văd în același timp mi-a apărut parcă dezvoltarea mai bună a, mi-a venit să spun, intuiția, telepatia inclusiv, care toate astea sunt la fel, un fel de mijloace de ghidaj, dar în prezent nu le, să zic, dețin un procent foarte extins al omenirii. În viitor vor face parte cumva într-un mod banal, comun, pentru cei mai mulți dintre oameni. Și vor fi parte din aceste modalități de a ne ghida în tot felul de, în orice, în viața zilnică. Parcă văd o adaptare a organismelor, nu o stopare a... Da. Am să folosesc o expresie banală, să spun așa. Aceste cercuri energetice, da, din jurul Pământului, care sunt naturale, sunt normale, ajută spre o curățare, spre o ridicare a conștientizării a populației, să spun așa. La asta te referi? De la mărirea, la extinderea, da, mă refeream atunci, în general, la ființei umane, a tuturor funcțiilor, să zic, și potențialități ființei umane. Însă acum, când m-ai întrebat tu, da, văd și un rol și o legătură cu aspectul ăsta de detoxifiere, dar îmi veneau și imagini paralele, cumva, în același timp cu asta, tocmai pe asta cumva mă ajează foarte mult cei care doresc să profite într-un fel negativ, deci cei de la putere, accelerând, accentuând și mai mult mizerii, să le spun, în orice sens, de a le scoate la suprafață, prin media, prin exagerarea acestor factori climatici, prin tot felul de tragedii, probleme care apar, care pot fi, tocmai se marjează, se încearcă să se accentueze tocmai funcția asta de detoxifiere, să-i spun, de curățare, de a mizerilor scoase. Însă și tot de aici văd la oameni parcă senzația asta de agitație tot mai puternică, știi, mi-apăreau oameni foarte nervoși, foarte iritați. Are legătură și cu asta, ca și cum nu sunt în gradul încă de a face față
noilor condiții, să-i spun, să le zic, globale, pământești și vibraționale în același timp, pentru că este un pic prea rapidă cumva vibrația asta pentru foarte multe persoane și atunci în loc să o înglobeze la un mod, știu eu, pentru a le dezvolta acele capacități de care spuneam, ei se mențin în această zonă de iritație, de zonă de agitație, de agresivitate, de violență verbală sau și mai mult, pentru că ăsta este primul pas, primul strat care trebuie curățat, de fapt. Și atunci e firesc că ei sunt aici, pentru că nu au făcut încă, nu ajunseseră acolo până acum și e cumva mai accentuat acum această etapă, mai accelerată datorită acestei mișcări generale a planetei. Ok. Progresează timpul aici și observă cât va dura această nouă echilibrare a energiei pe Terra. A venit să spun sute de ani. Nu e ceva, nu e un fenomen foarte rapid, dar cumva mi se, ceea ce îmi vine mie să zic, e un tot o, ca și cum ceva destul de vizibil va fi tot în următorii cumva 50 de ani, când ai zis și tu știi de 50 de ani. Vizibil în sensul ca și cum asperitățile, contradicțiile vor fi și mai vizibile. Adică lucrurile ies la suprafață cu o viteză mult mai mare și asta se va reflecta inclusiv și în fenomenele naturale, ca și în relațiile dintre oameni. Cumva parcă văd ca insule, să le zic, de oameni unde se dezvoltă lucrurile pozitive într-un mod minunat, frumos, armonios, dar în același timp apare exact reversul, știi? Nebunia din jur, foarte accentuată împreună cu toate aceste impurități care trebuie curățate, scoase la suprafață și trăite, integrate. Bun. Acum mergem mai departe în legătură cu informațiile divulgate. Am uitat să precizez că la informațiile divulgate sunt puse între ghilimele, da? Pentru că nu ar fi niște informații chiar date prin media corect. Deci, ți-am spus în felul următor, ascultă informațiile divulgate despre încălzirea climatică din ultimii ani și spunem ce informații captezi doar cu privire la planul fizic. Eu acum te voi ghida la trei al meu, vei fi în momentul în care se fac aceste reuniuni, întruniri între cei care pun la cale și vorbesc despre această încălzire climatică și ești acolo și asculți cele mai importante informații pe care le auzi, pe acelea mi le vei da la trei al meu. 1, 2, 3. Da. Zic așa cum mi-a venit. În primul rând aveam percepția că nu e singura, să-i spun, singurul factor de care au încercat să se agațe pentru a crea acest sentiment de haos, de frică, și implicit ca și consecință a acestor stări, de oprimare cumva și mai accentuată a oamenilor cu tot felul de reguli, de interdicții, ca și cum nu a fost singurul factor climatic, parcă acesta e cel mai recent și evident de asta este și cel mai pus în practică astăzi, iar apoi mi-a apărut anul 2010. Eu nu știu, să zic mental, nimic despre anul ăsta, dar sentimentul acum este că cumva atunci s-a definitivat și au dat seama că de fapt asta i-a slujit cel mai bine și ar trebui să se orienteze mai mult spre zona asta pentru a crea tot mai multe și rapoarte și știri și tot felul de factori să-i adauge, să-i inclusiv văd cu aceste potențări prin mijloace false, prin tot felul instrumentația asta HARP pe care o folosesc ei pentru modificarea climei. Parcă toate eforturile lor s-au conjugat într-un mod mai coagulat atunci, în anul 2010. Parcă de acolo s-a stabilit că da, asta ar fi cea mai bună
cea mai bună pârghie prezentă și pentru viitorul apropiat de a supune, să spun, lumea. Cam asta este ceea ce percep eu acum. Pentru că cumva parcă începând din acel moment până atunci, asta îmi parvine mie, eu nu știu ce era la televizor până atunci, dar ca și cum până atunci era un subiect aleatoriu din când în când. Dar de atunci parcă s-a început gradual, știi, pas cu pas, tot mai mult, să apară știri din zona asta și pe măsură ce treceau ani, parcă știrile deveneau tot mai alarmiste. Ți-am zis, conjugate cu toți ceilalți factori de accelerare și de modificare a climei, într-adevăr. Și uite, acum mi-a mai apărut și hărțile astea pe care le vedem cu prognozele meteo, știi? Ca și cum fiecare lucru este făcut în scopul ăsta de a produce și a induce teamă și haos, pentru că văd hărțile astea cu foarte multe culori, știi, care nu se foloseau până cu timp în urmă, și nu doar asta, ca și cum expresii folosite în prognozele meteo care nu se foloseau înainte, care sunt cu scopul din nou de a crea sentimentul și a întări ideea că se întâmplă schimbări climatice grave. Adică ăsta e sentimentul meu, că asta se încearcă, dar nu e nici pe departe realitatea. Știi, toate astea de care îți spun, să constituie, să le zic așa, trepte, factori pe care îi adaugă și încearcă să dea o gravitate mult mai mare. Bun. Iar acum, din punct de vedere metafizic, ce captezi în legătură cu aceste informații? Cine stă la baza acestora? Cine stă la bază? Sunt proiecte. Mi-a apărut imediat armată, entități, bineînțeles. Mi-a apărut acum umanoizi, dar și reptilieni. E un efort conjugat și cumva foarte foarte amplu aplicat, să zic. Parcă sunt tot felul de puncte în absolut toată lumea, pentru că da, mi-a apărut și cu tremure acum în față, dar aici, să zicem, nu are legătură cu tema noastră efectiv, dar e ca și cum toate împreună, toate aceste tragedii naturale, prin ele se încearcă instaurarea acestei frici generale și apoi a tot felul de reguli și interdicții, dar toate sunt grefate, cum îți spuneam de la început, știi, aplicate pe condițiile naturale, care ele, dacă ar fi lăsate de la sine, este într-adevăr ceva, dar nici pe departe atât de groaznic, să-i spun, cum se încearcă. Dar văd mereu ca și cum ceea ce vedeam natural inițial sunt îngroșate, știi, în tușe groase, prin toate aceste mijloace tehnologice ale lor, prin HARP, prin toate instalațiile lor, să zic, de provocare a inundațiilor, a cutremurilor. Sunt efectiv tehnologii puse la lucru la un mod mult mai amplu, mai grav, serios, pentru că au nevoie disperată cumva să adâncească cât mai mult dualitatea, de fapt, exact dualitatea. Pentru că, pe de o parte, crește energia, ei simt, și ei ne putem susține și nu sunt interesați de acel tip de energie, încearcă să o provoace cât mai mult și să o producă pe aceasta negativă. Dar ne dându-și seama cumva că în același timp se potențează și cea pozitivă. Cea non-duală, bine să-i spun, nu neapărat pozitivă. Adică mersul cumva acestor mișcări naturale sunt oricum, parcă le văd ca și cum nici nu ar fi afectate în vreun fel de ceea ce se încearcă. Ele merg în continuare în ritmul lor propriu. Bun. Tot în legătură cu acest punct, la 3 al meu, îți va veni informația cea mai importantă. Ce au ei
aceștia care se ocupă de aceste schimbări climatice, da, cu acest proiect, în afară de ceea ce știm noi, că se hrănesc cu energie, că instalează frica și anumite lucruri, dar vei percepe la trei cea mai importantă informație, ce au ei de fapt de câștigat în afară de ceea ce știm noi. 1, 2, 3. Mi-a venit un singur cuvânt, viață. Însăși viața lor depinde de asta. Exact asta mi-a venit. E ca și cum supunerea umanității, pentru că se simte această dezvoltare cumva accelerată a conștiinței umane și tocmai asta este disperarea lor de a o închide, de a o limita, de a o suprima cât mai mult, pentru că de asta depinde însăși supraviețuirea lor. Cu cât o conștiință umană se dezvoltă, cu atât e mai puțin dispusă să se supună. Și atunci asta ar însemna dispariția lor, efectiv. Asta mi-a apărut. Bun. Deconectează-te de aici. Mi-ai spus în felul următor la patru factorii și elementele pe care le vezi în legătură cu condițiile climatice ale planetei Pământ din ultimii 20 de ani. Tu mi-ai spus că ai observat ghețarii topindu-se, mari cantități de apă, spații extinse de uscat unde a fost apă și un abur deasupra anumitor spații. Dar acum s-o luăm pe bucăți. Dar am o întrebare mai întâi de asta. Aș vrea să știu, caută informația, Claudia, dacă de la începutul Pământului, de când a început să existe viață pe Terra, da, au existat patru anotimpuri. Nu. 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 Bun. Apare clar, nu. Ce temperaturi erau înainte și ce anotimp era pe întreaga Terra? În primul rând, mi-apare că nu s-ar putea, nu este un răspuns unitar cumva la întrebarea asta, pentru că au fost multe schimbări, mi-apare. Da. Au fost momente când era, să zicem, perioade, mai bine zis, când era mai mult un singur anotimp, dar parcă cumva la început, începuturile, să zic, formării Terei a fost o perioadă lungă în care părea a fi un singur anotimp, însă foarte curând apoi, tot pentru lungi perioade de timp, s-a modificat în funcție de ceea ce cunoaștem azi, pentru că într-o anumite zone sunt clime, știu eu, reci, în alte temperate, în altele tropicale, foarte curând apoi a început să se facă această diferențiere în funcție de condițiile, de dezvoltarea Terei, de cumva de, vine acum de atragerea spre sine, spre anumite zone de mai multă materie sau în altele de mai mult abur. Asta îmi parvine mie, știi, asta mă refer la perioadele de început ale formării Terei. În funcție de ceea ce atrăgea din exterior, ca și cum era un proces foarte lent și de foarte lungă durată. Și acest proces, știi, ducea la formare apoi în timp anotimpurilor, în funcție de predominanța anumitor elemente în zona respectivă, știi, mai multă apă sau mai mult sol, în primul rând asta, mai apare nisipul, mai mult sau mai puțin nisip, în funcție de predominanța acestor elemente pe teren, să zic, pe pământ, se instaura un anotimp sau altul, o climă sau alta, ceva de felul ăsta, îmi vine să spun. E cumva un proces foarte complex și care s-a modificat de mai multe ori pe parcursul vieții Pământului și acum suntem într-un alt moment la fel de modificare. Mi-apare cumva facem parte din acest moment, din ciclurile naturale de modificare ale Pământului. E cumva, se schimbă energia Pământului, se învârt altfel, să spun, se învârte energia, vibrează la o altă frecvență în prezent și atunci este firesc și natural să se producă schimbare inclusiv în climă, în anotimpuri, în modificarea, știu eu, unde era iarnă, să fie mai blând acum, să se treacă încet la o climă temperată și invers, unde era foarte, știu eu, cald sau ierni blânde, să devină ceva mai aspre.
Dar în general, oricum, per general, cumva pe pământ îmi apar mereu imagini de astea cu climă mai blândă, știi? Deci mai puțin aspră, comparativ cu ultimii ani, să zic, zeci de ani. Da, da, da. Deci totul mi-ai spus că observ natural toate aceste schimbări pe care Exact. le-ai, așa, și în legătură cu Polul Sud, da, Antarctica, sunt foarte multe documentare în care se spune că în Antarctica nu a fost dintotdeauna acoperită de zăpadă, da, de ghețari. Vreau să observe acolo, a fost o cauză naturală a transformării sau o cauză influențată de ceva sau de cineva? Mi pare că e influențată. Nu știu de ce, dar asta mi apare. Parcă văd... Mi-au apărut și imagini cu portaluri aici, când tu citeai. Ca și cum ar fi o legătură cu acele portaluri, cu o încercare de a le scoate cumva din interesul public, nu știu, al omenirii, pentru a fi ținute într-un cont de umbră, de, știi, de a nu fi relevate umanității acea zonă. Da. Dar până ce să țină, da, de ochii oamenilor, să spunem așa, să fie protejată de zăpadă, să spun și de frig, între ghilimele, observă în perioada când nu era această climă la Polul Sud, în Antarctica, și observă dacă era populată, dacă oamenii își făceau mai des apariția acolo și nu era o zonă interzisă. Da, mi-a apărea, chiar când ai spus tu întrebarea anterioară, paralel cu asta, parcă, dar în timpuri mi apare mult mai vechi, parcă ar fi o greșeală a unei civilizații dezvoltate, nu-mi dau seama. Ceva a fost acolo, asta mi apare, ca și cum s-ar fi întâmplat niște schimbări nedorite, cumva, în climă, în acea zonă. Și da, văd populații, văd verde, văd ca și cum ar fi fost locuită ca orice altă parte a pământului și acea zonă. Bun. Bun, Claudia, deconectează-te de acolo și acum să ne întoarcem în legătură cu ghețarii care ai observat că se topesc. Este o cauză naturală? Da. Vine să zic că da, parcă ar avea legătură cu această ușoară încălzire, această energie pe care o vedeam, știi, roșietică în jurul pământului, cu această creștere ușoară a temperaturii. Dar, din nou, o văd ca ceva natural și făcând parte de aceste schimbări firești, ciclice, care au loc în prezent și ca și cum tot timpul există cumva în subteran, să zic, cantități abundente de apă pentru a înlocui ceea ce se deșertifică la suprafață, nu știu cum să zic, adică deși aparent parcă, deci când spun asta, văd în același timp ape care parcă sunt mai mari decât ar trebui, parcă și-ar depăși limitele prezente, știi? Deci sunt fenomene contradictorii. Pe de-o parte, topirea aceasta a ghețarilor și parcă văd limite depășite, parcă s-ar produce inundații mari, catastrofale și în același timp deșertificare în alte zone. Bun. Mi-ai vorbit și din trecut și în prezent că observi un abur deasupra anumitor spații în legătură cu circulația apei de a normaliza energia, de a echilibra. Atinge acest tabur și spunem ce percepi în legătură cu el. Exact, apa în formă de abur. Deci nu văd ca și cum ar fi ceva, să-i zic, metafizic, sau o văd ca pe un fenomen absolut natural și cumva exact în
În legătură cu acest proces general, știi, global al Pământului de schimbare, acolo unde este nevoie să creeze mai multă apă, se formează acest abur în acele zone, să zic, sau unde trebuie de modificat. E ca un fel de modificare echilibrată a energiilor și a climei per total în pământ, pe pământ. E, dar e ca și cum văzusem aburul ăsta cumva în legătură cu știrile alarmiste, știi, care spun că nu există, uite, în zona asta va fi o deșertificare totală, știi, eu așa vedeam aburul ăsta, ca, asupra unor zone unde se spune că va fi deșert pentru, pe suprafețe uriașe și mie îmi parvenea informația asta ca și cum nu, se va reechilibra, știi, se va face acea, acel circuit al apei în natură pentru a se, să zic, echilibra și zona respectivă. Asta vedeam. Și la fel cu apele în subteran, știi, când vedeam, la fel în scopul ăsta, pentru a face un echilibru. Doar că va fi, să zicem, un echilibru diferit. Adică poate, poate se vor, vine să zic, muta anumite zone de deșert dintr-o parte în alta sau alte zone de mare sau uscat, la fel ca și cum granițele acestea pe care le știm în prezent vor fi ușor modificate. Va fi un alt echilibru, dar tot un echilibru. Bun. Acum, dacă tot suntem aici, progresează timpul, Claudia, până în momentul în care ghețarii deja s-au topit, spațiile extinse de uscat s-au mărit unde a fost apă și observă cum va fi pământul și în ce an suntem. Și ce impact a avut asupra omenirii? Da. Cred că mi-ar fi greu să mă refer la întreg pământul. Eu zic ce mi-apar. Mi-apar ca și cum aș fi la o distanță de pământ de deasupra lui și văd suprafețe foarte mari de verde și de apă. Dar nu știu, parcă apa este cea vizibilă, mă refer la mări și oceane, parcă ar fi ușor mai restrânsă ca și suprafață. Asta îmi vine să spun. Și în rest, ca și cum ar fi modificări pur și simplu de, de climă, la clima acum îmi vine să mă refer, parcă ar fi un soi de uniformizare mai mare față de ce era înainte. Adică înainte erau foarte clar împărțită în anotimpuri, în viitor cumva, dar în viitor îndepărtat, îmi vine să zic, la fel sute de ani, parcă văd o uniformizare a climei, o climă plăcută, cumva temperată și cu mai puține salturi, contradicții de astea, de temperatură, de factori, de umiditate foarte mare sau foarte scăzută, nu, parcă văd o uniformizare și în zona asta. Și îmi vine să zic că este coroborată foarte bine, inclusiv cu tendința cumva vibrațională a celor ani de a se extinde vibrațiile, de a se îmbogăți și de a se muia cumva dualitatea asta drastică, știi, care există acum. Toate vor fi cumva într-o conformitate, o armonie, să zic, condițiile fizice cu cele metafizice ale momentului respectiv. Da. Acum aici vreau să te întreb dacă totul a fost în mod natural, s-a întâmplat sau a fost și din exterior, să spun așa, între ghilimele, ajutat această transformare. Cumva ceea ce văd din exterior nu văd că ar fi fost un ajutor. Din contră, se încerca cumva menținerea cât mai mult în condiția prezentă, știi, a acestor colțuri aspre de dualitate, să zic, știi. Însă în viitor văd ca și cum își pierd din putere aceste ajutoare, să le zic. Da, 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 da. Influență, mai bine să spunem. Da. Da. Bun. Deconectează-te și de aici și vreau să mergem în primul moment la 3, da? Vei fi acolo în momentul în care s-a discutat și, pentru prima dată despre influențarea, da, încălzirii globale, să spunem, încălzirea climatică și cum au
făcut, cum au realizat, construit această sau aceste, această aparatură tehnologică prin care influențează încălzirea globală. La 3 al meu ești acolo. 1, 2, 3. Eu văd niște raze, ca un fel de țesătură. Asta văd în fața mea. Parcă ar fi niște receptori, vine să zic sateliți în același timp, în legătură cu sateliții, parcă se fac tot felul de declanșări pe anumite puncte fixe care atrag aceste treceri prin sateliți, amplasate în tot felul de locuri pe pământ. Eu spun ce văd și ce-mi vine, știi, dar nu pot să spun cum s-au format. Pur și simplu e tehnologie. Nu știu ce alt fel de detalii să-ți dau. Eu mă refeream cum, mai exact, hai să fiu mai explicită, cum a ajuns această tehnologie pe Terra ca să poată produce aceste... ca să poată produce această aparatură, mă și bâlbâi. Mi apare clar un efort conjugat al ambelor părți, și uman și din afară extraterestri, iar ca origine sau ca moment, mi se pare foarte, nu foarte, dar oricum vechi față de ceea ce știm noi acum. Parcă au fost modificări, inclusiv în alte, vine să zic, războaie. Mi-a venit acum gen anii 80, Vietnam, vine să zic. Da. S-au făcut tot felul de practici, de probe încă de mulți zeci de ani. Nu e ceva doar de acum. Dar cumva acum sunt duse la un nivel anume de precizie, ca și cum de extinderea zonelor pe care doresc să le afecteze. Dar aceasta este sursa. Cumva este adusă, dar în afară, dar foarte clar perfecționat aici, pentru că erau foarte multe condiții terestre care necesitau experimente îndelungate și atunci modificarea tot felul de parametri și de piese, să zicem, din structura acestor tehnologii. Ca și cum ideea este și să-i spunem tehnologia esențială a fost adusă, dar aici perfecționată cu genul uman, să-i spunem, cu mintea umană, cu oameni de știință. Da. Bun. Acum te întreb, în câte țări se află astfel de aparate, da? Și câți, să spun, președinți sunt conștienți de această aparatură sau câte țări fac parte din acest proiect de schimbare a climei? Mi apare în primul rând toate marele puteri pe care le știm, țările importante, să zic, și din Europa și Statele Unite ale Americii, însă ca și țări, să le zic, supuse acestor condiționări, văd ca și cum sunt în anumite țări, parcă, anumite tehnologii care parcă au de-a face cu difuzarea, împrăștierea acestor unde care creează tot felul de schimbări, inclusiv în țări din jurul lor care nu au aceste știi, tehnologii care să atragă, sunt anumite puncte fixe. Iarăși mi-apare legătura asta cu sateliții foarte clar. Însă în același timp văd ca și cum s-ar putea sau poate există un fel de protecții. Protecții în spațiu asupra anumite, dar nu protecții nu în sensul de metafizică, și cum cineva ar pune acolo că ar vrea să protejeze o anumită țară, ci cumva chiar de către armata țării respective sau nu știu cum să zic, ceva organisme din țară respective care apără anumite zone, nu țara întreagă. Mie mi-apar anumite zone, probabil că e în legătură cu anumite obiective pe care vor să le protejeze sau anumite
case, proprietăți ale unor oameni importanți, ceva de felul ăsta. Îmi par vine. Sunt foarte, foarte mulți factori. E o țesătură foarte complexă, parcă, pentru Pământul, globul. Da. Uraganele în trecut se produceau singure sau dintotdeauna au fost au fost create de această aparatură? Nu, se produceau singure, dar au fost, și aici văd cumva plecând de la factori naturali, s-a ajuns la o influențare foarte clară și puternică de către aparatură, în mod artificial, foarte mult. Cât la sută din uraganele din Statele Unite ale Americii sunt naturale și câte sunt făcute cu aparatură? Aici mi-a apărut nu un procent anume, ci faptul că nu pornirea uraganului ar fi problema, ci modul cum îl potențează apoi acestea. Știi? Deci dacă ar fi să spunem în procente, nu ar fi relevant, pentru că sunt anumite zone, să zic, pe lângă anumite coaste sau ape, unde se creează condiții naturale pentru formarea unui uragan. Dar ceea ce se întâmplă apoi datorită acestor tehnologii produce tragedia, ca să zic, creșterea foarte mare, nu a tuturor, dar văd în funcție de interesele lor ceea ce vor să semene ca și energie în zona respectivă, îl fac mai puternic sau nu, mai repede sau nu după un altul anterior, știi, depinde de foarte multe de parametri pe care ei îi țin sub observație. Bun. Cu tremurile din trecut și în prezent? Da, foarte multe produse artificial în prezent și potențate, parcă văd în același mod ca uraganele, potențate tocmai pentru a produce cât mai multe daune, pentru a crea tot acest haos și frecvențe joase, în principiu, vibrații cât mai joase. Da. În trecut existau aceste ploi cu grindină? Da. Mie vine să zic că da. Dar acum faptul că știm anul acesta, în această vară, a plouat foarte torențial și cu gheața foarte mare, cu grindina foarte mare. Observă cum s-a format acea grindină atât de mare. Da, astea sunt în mod cert ajutate, vine să zic. Nu doar grindina, ci toate ploile astea torențiale și furia asta a apelor. Dar nu numai de anul ăsta, parcă din ultimii mulți ani, îmi vine să zic, 10, 20 chiar sunt, dar gradual a crescut, parcă nu e la, știi, gradual de la an la an. A crescut influența acestor tehnologii, tocmai toate pentru a crea destabilizare și haos. Bun. Descărcările electrice în timpul ploilor, ploilor torențiale sunt naturale dintotdeauna? Dintotdeauna da, dar mi se pare că din nou și aici sunt modificări și influențe foarte puternice, pentru că când tu întrebai, venea un fel de culori foarte închise și un scrâșnet metalic, nu știu cum să zic, ca și cum vedeam, percepeam foarte clar influențe tehnologice pe lângă ceea ce fusese, să zicem, acum 100 de ani, știi, să spun. Nu este acel fulger natural deloc ce se întâmplă acum. Se vede că nu e natural. Se simte, se vede, se percepe la toate nivelele. E altceva. E pur și simplu parcă format. Da. Da. Observă dacă o descărcare electrică, da, un fulger natural, are puterea de a omorâ o vietate, să spunem un om, sau să se întrerupă curentul într-un oraș întreg, să spun așa? Da, mie vine că da.
s-a întâmplat și în trecut, când nu erau aceste modificări, dacă fulgerul cade pe ceva propice care poate crea acest efect negativ. Am înțeles. Bun. Schimbări, la ce aș mai putea să mai adaug o întrebare? Da, cred că am terminat. Da, Claudia, și cu partea explorativă. Mi s-au epuizat întrebările, ca să spun așa. Număr de la 1 la 3, iar la 3 ești în prezentul. De unde îți vorbesc? 1, 2, 3. Cum te simți? Bine. Bun. Iar acum te deconectezi de la toți, de la tot și de la toate. Și observă cum faci acest lucru, spațiul tău energetic este curat, iar tu ești curată. Număr de la 1 la 3, iar la 3 vei deschide ochii. 1, corpul tău începe să se trezească, ești plină de energie și simți această energie cum îți revigorează întreg corpul tău. 2, ești deja în corpul tău fizic, ești energică, ești puternică și ai o stare minunată de bine. 3, deschide ochii. Cum ți s-a părut? Cum ești? Sunt bine. Mi s-a părut interesant și foarte amplu. Și foarte multe, foarte multe informații. Frumos. Da. Mi-a plăcut. Mă bucur. Îți mulțumesc încă o dată. Cu drag. Și vă mulțumim tuturor celor care veți urmări această sesiune. Și pe curând. La revedere! La revedere! Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua a qualche metro di distanza cercando di utilizzare un mezzo che è quello della corda vocale che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua
diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa. Il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine. Ma non solo, dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio. Sì è il no da sinistra verso destra. No. In alcuni paesi orientali, come le Filippine, credo, o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No. Sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte, a dove arriva, viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande? Quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano, lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato cosiddetto, il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano. E di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O possiamo prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi. Come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno, non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, cioè sempre c'è contaminazione.
E quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi, se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne emetta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, in forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi, quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosure. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni? Perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque, quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione,
non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle. E anche se fosse, potrebbe manipolarle a sua volontà, a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi. Che poi anche è molto istintivo. Supponiate che. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso? L'ANSA in Italia? ADN Cronos? Qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non mi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe? E quante informazioni da filtrare? Sarebbe quasi impossibile farle in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo, per esempio, investighiamo
sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte, rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche, e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.